priviții. Se joacă, participă la diferite activități creative și, mai mult decât atât, zâmbesc. Și spun ei că de-abia așteaptă să meargă la școală. Atenție, Morisca! Pe terenul de sport al școlii generale din comuna Malul Roșu se face încălzirea. După încălzirea de dimineață, copiii se așează în băncuțe. Unii dintre ei pictează, iar alții confecționează cruciulițe. În partea de sus pentru cer, ce culoare folosim? Albastru, da? Am să vă rog să folosiți o nuanță mai deschisă. Desenăm, colorăm. Prima dată când am venit aici am făcut brățări. Are activitate foarte faină așa. Ce să faci cu cruciulița asta? Să o pun la gât. Când e să fie seară, să o port la gând când îmi fac rugăciunea. Ce crezi tu că ne ajută școala asta pe noi? E greu, adică nu e ușor să mergi la școală. Da, mă doare mâna când scrie, dar trebuie. Bine, dar de ce trebuie? Ca să știi, să bagi la pinte. Pe Alex îl ajută chiar sora lui, fost beneficiar al programului Alege Școala, care acum a devenit voluntar. Am venit să-i ajut pe ei. Să înțeleagă mai multe, să se descurce mai bine. Alexandra, asistent de tabără, ne spune că cea mai mare mulțumire a ei este că lucrează pentru acești copii care se află în prag de abandon școlar, dar care, dacă participă la activitățile taberei Licărul de Lumină din pridvorul satului, vor alege cu siguranță școala. Eu lucrez în învățământ, îmi plac foarte mult copiii. În 2011 eram studentă la Facultatea de Teologie din Iași. Lucrând cu copiii, îmi doream foarte mult să interacționez din ce în ce mai mult cu ei. Și mi s-a părut că acesta este un prilej minunat de a intra în contact cu copiii. Și vreau să zic, sunt niște experiențe de neuitat. Eu am copii din 2011 care și în ziua de azi îmi scriu pe Facebook și mă întreabă ce fac. Dacă nu putem face noi o tabără neorganizată de o instituție, doar ca să ne vedem. E o mulțumire sufletească pe care nu poți să o întâlnești oriunde, decât în lucru cu copiii, pentru că ei sunt sinceri. Îți exprimă tot ceea ce simt ei, fără să stea pe gânduri, fără să caute cuvintele potrivite. Cred că este cea mai mare satisfacție în viața unui om să lucrezi cu copilul. Între timp, curtea bisericii Malul Roșu s-a transformat în atelier de bricolaj și creație la activitățile de tip școala de duminică. O comunitate vie, o comunitate activă care și foarte legată. Se află într-o creștere și în ceea ce copiii desfășoară aici o relație de prietenie care se fundamentează cu siguranță. Solid. Este o comunitate vie, cum spuneam, participă nu numai copiii, ci și părinții, vin și îi ajută în activitățile pe care desfășurăm aici împreună, pentru că la unele activități mai grele este nevoie și de părinți și vin și părinții și ajută și se implică foarte activ în toate lucrările pe care le facem împreună. Copiii au confecționat cuiburi pentru păsări. Câți copii sunt astăzi la atelier? Astăzi la atelier avem 8 copii prezenți. Ce vârste au ei? Între 12 și 14 ani. Și ce au ei în comun, acești copii? Dragostea de Dumnezeu, dragostea de biserică, dragostea de școală și dragostea de a face ceva nou, de a învăța lucruri noi. Dragostea de școală. Au nevoie acești copii de școală? Au nevoie de școală mai mult ca oricând. Fără școală nu putem face nimic în viață și își doresc foarte mult să meargă la școală. Abandonul școlar în rândul copiilor este mare la noi în comunitate, pentru că este o comunitate săracă. Și acest proiect s-a potrivit extrem de bine pe situația economică, socială a comunității. Cu ajutorul acestui proiect reușim să ajungem pe copii alături de biserică și de școală, să-i ținem aproape.
Tot aici am stat de vorbă cu un viitor medic-chirurg. Mi se pare foarte bună ideea și chiar e reușită, pentru că mulți copii renunță la școală de la vârste foarte fragede și prin acest program pot alege școala și să nu renunțe, pentru că fiecare are șansa lui și trebuie să ne urmăm visele. Și tu ce vis ai? Eu aș vrea să devin medic-chirurg. Îmi place pentru că vreau să ajut oamenii, să reușesc să îi ajut, să îi însănătoșesc și totuși prin această meserie mi se pare un efort foarte mare pe care medicii și din România și din alte țări îl practică pentru a salva alte vieți. Ajungem și în comuna Maia, unde, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae și Adormirea Maicii Domnului, mai mulți elevi pictau icoane. Iubirea, mila și bunătatea și le-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos față de toți oamenii în boli grele, vindecându-i și, mai presus de toate, înviind chiar morți. Și atunci spuneam că aureola unei icoane întotdeauna este lumina Harului Divin. Pictez. Văd că nu este o pictură obișnuită, ca să zic așa. Ce pictezi acolo? Pe icoană. Proiectul în care noi suntem implicați, Alege Școala, vine oarecum să schimbe o mentalitate. Să-i facă pe părinți să înțeleagă că educația este foarte importantă pentru copii, pentru tineri, și că ei vor deveni oameni de bază ai societății în care trăim. Aici învățăm lucruri minunate și nu doar așa transmise pe cale orală, ci chiar și prin fapte. Credința, le spun și celor participanți la aceste activități, credința fără fapte moartă este, spunea Sfântul Apostol Pavel. Programul Alege Școala nu este unul care se adresează doar copiilor, ci și părinților. Astfel, la școala gimnazială Barbu Catargiu din comuna Maia, am participat la școala părinților, unde s-a discutat despre violența domestică. Să căutăm cele mai bune soluții pentru a crea un mediu normal de dezvoltare a copiilor. Am învățat că eu mai ridic tonul câteodată la băiat, că am avut niște probleme în casă acolo, cu soțul, cu copii, că mai am un băiat. Violența domestică, în primul rând, e un mediu nociv și pentru părinți, și pentru copii, și pentru școală, și pentru societate. În general, violența domestică blochează o dezvoltare normală, armonioasă a copiilor. Tema pe care am abordat-o din perspectiva protejării copiilor de acest flagel, să-i spunem, numit violență domestică, care se poate întinde de la, eu știu, injurii, furie, nervozitate, până la, Doamne ferește, situații în care copiii pot fi maltratați. În general, am discutat despre felul cum ne raportăm noi ca părinți acasă și ce mediu, ce spațiu de siguranță creăm pentru copii, în așa fel încât să nu-i oprim din dorința lor de a crește frumos, așa cum bănuiesc că fiecare părinte își dorește. Și din acest motiv încercăm să creăm un dialog deschis, liber, în așa fel încât părinții să rămână cu niște informații pe care le vor folosi și mai târziu. Ceea ce am gândit în cadrul acestor proiecte, considerăm că este o abordare integrată, este o abordare care îl privește pe copil și măsurile sau intervențiile pe care le avem, practic, îl au pe copil în centrul atenției, dar acțiunile vin din mai multe direcții. Vin prin susținerea părinților,
pentru actul educațional, pentru că proiectele sunt destinate copiilor aflați sub risc de abandon școlar, iar obiectivul pe care noi îl avem în cadrul acestui proiect este de prevenire și corectare a fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Deci această abordare a educației integrate, în care copilul este educat pe băncile școlii, este susținut în familie și comunitatea vine cumva să contribuie la ceea ce înseamnă formarea lui ca persoană, practic îl echipează pe copil, pe tânăr, îl echipează cu un bagaj necesar astfel încât el să fie pregătit pentru viață, pentru o integrare corespunzătoare în societatea contemporană și mai ales să fie pregătit pentru ceea ce înseamnă punerea în valoare a cunoștințelor pe care le dobândește la școală. Cristina are 32 de ani și din dragoste față de familia ei este din nou în bancă la școală. Ați mai învățat aici la școală, părinților? În principal, cum să ne comportăm cu copiii noștri, cum să îi ascultăm, cum să gestionăm diferitele situații în care ei sunt puși, cum să îi drumăm să-și rezolve micile lor probleme de la școală. Câți copii aveți? 2. Între timp, elevii din comuna Maia au participat la diferite activități recreative. Iar strălucește ce soare! Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Floarea soarelui! Floarea soarelui! Floarea soarelui! Iar la final, toți copiii au fost premiați. Felicitări! Să crești mare și să nu lipsești de la școală!